Ianis Hagi a revenit pe teren după 5 luni de la accidentare. Fiul lui Gică Hagi este cu un pas mai aproape în drumul către revenirea la fotbal. Tânărul a avut primul antrenament pe teren desfășurat la baza Academiei Hagi de la Ovidiu, chiar pe stadionul unde Ianis a crescut și a debutat. Fotbalistul își urmează programul de recuperare în urma accidentării grave suferite la genunchi în luna ianuarie a acestui an, când a fost operat în urma unei rupturi de ligament încrucișat. Mă simt bine, e bine să vin apoi pe teren. A fost un antrenament pozitiv. 5 luni de la operație chiar a fost bun. A fost o zi foarte bună. Prima dată din nou pe teren. A fost incredibil. Am mai bifat ceva de pe listă din acest parcurs și sunt foarte bucuros. A transmis fotbalistul Ianis Hagi.